Dragii mei, cum v-ar ajuta tarotul și ce beneficii veți avea în urma acestei arte denumite divinație? Divinația este o formă de terapie, așa că nu trebuie tratată ca pe o joacă sau ca pe o curiozitate, să spunem așa. Uh, ești aici uh, pe acest canal pentru că îți dorești răspunsuri. Uh, răspunsuri, uh, deși câteodată aceste răspunsuri nu sunt cele pe care le aștepți. Uh, răspunsurile care. Se transmit prin intermediul acestor minunate cărți de oracol, de tarot, prin intermediul ghizilor spirituali, au un sens extrem de profund. De foarte multe ori, poate că ele nu sunt înțelese pe, pe moment, însă să știți că rămân în capul fiecăruia dintre noi vibrațional, acționând în viitor. Astfel că îți aduce un aport de înțelegere pe parcursul evoluției noastre, pe linia destinului beneficiile acestei arte, beneficiile artei divinației sunt în primul rând ghidare, ghidare spirituală, călăuzire spirituală, înțelepciune spirituală dacă vrei. Divinația oferă direcție și înțelepciune și deciziile pe care ai putea să le iei în alegerile vieții. Tarotul oferă sfaturi și orientare în situații poate mai dificile sau neclare, dacă, dacă vrei. Ce beneficii mai ai? Susținere. Dar nu orice fel de susținere, ci cea emoțională și puțin confort. Aduce, cum spuneam, alinare și puțin confort în momentele tale, poate de îndoială, de stres sau de tristețe mesajele și semnele, semnalele. De asemenea, pot să-ți ofere nu numai alinare și încredere sporită și, de asemenea, o perspectivă pozitivă. În viața de zi cu zi, în realitatea pe care tu o creezi. Dezvoltarea intuiției, de asemenea, poate fi un beneficiu și a conexiunii, dezvoltarea conexiunii spirituale. Prin practicarea acestei arte, poți, de asemenea, să te dezvolți, poți dezvolta, poți întări conexiunea ta cu lumea spirituală. Acest lucru te poate ajuta să ți dezvolți în special intuiția și să te conectezi mult mai profund cu sinele tău superior. Ce îți mai oferă această minunată artă? Claritate și eliberare de sau din blocaje. Iată că prin divinație poți obține clarificare, claritate în situații complicate sau în situații, cum spuneam și mai devreme, confuze, care se întâmplă în viața ta. Tarotul te ajută la identificarea acestor blocaje, dar nu numai atât, și la găsirea soluțiilor adecvate pentru a le depăși. Căci despre asta este vorba și cam asta facem aici pe Aura Scop. Ce îți mai oferă divinația? Îți oferă inspirație, îți oferă motivație, motivare. Mesajele aduc inspirație și motivație în viața noastră de zi cu zi. Acestea Pot avea chiar un impact pozitiv asupra stării tale mentale și emoționale, încurajându-te să îți urmezi visul, încurajându-te să atingi potențialul tău cel mai înalt, să-ți atingi potențialul maxim. Nu uita! orice diamant, ca să strălucească, trebuie musai uh, șlefuit. Dragii mei, uh, am vrut să, fac aceste, uh, să vă ofer aceste informații pentru a înțelege pe deplin că tarotul este o artă și această artă a divinației realmente ne ajută pe fiecare dintre noi să avem un tablou cât mai clar asupra realității pe care ne-o creem singuri, căci noi suntem creatorii propriei realități. La începuturile mele, în ale tarotului, se spun așa, am încercat câteva etalări personalizate. În momentul în care, și asta am observat ca o paranteză, în momentul în care aș fi împodobit cuva lucrurile într-un cadou frumos, și le expuneam persoanelor cu care lucram totul era foarte bine era pă, cumva pă, așa pă, justificată în anumite situații, minte-mă sau minte-mă, dar minte-mă frumos nu pot să fac lucrul acesta nu am voie să fac lucrul acesta nu am voie să mint în momentul în care primesc anumite mesaje, le dau mai departe vi le ofer mai departe, pentru că sunt sigură că sunt anumite ființe dragi care au nevoie, dragii mei dragile mele, de aceste informații pentru a putea trece într-o nouă etapă a vieții lor și a Închide cercul, a închide acea uh, etapă. Uh, de asta, uh, repet, uh, sau în plus față de ceea ce am spus mai devreme, etalările sunt generalizate. Deci nu sunt etalări individuale, nu sunt etalări uh, particulare, deși foarte multe mesaje rezonează cu voi. Sunt etalări generale cu o încărcătură colectivă extraordinară și atunci intrând în rezonanța energiei generale. Dumneavoastră va fi nevoie să culegeți informații cu care rezonați și să mergeți pe acel fir. Chiar îmi spunea uh, cineva, dar cum să. Citesc sau cum să-mi uh, imaginez întreaga, întreaga poveste. Ați văzut că eu vin și cu mesaje uh, suplimentare, uh, menite să vă identifice cu etalarea. Uh, încercați, simțiți, prindeți firul poveștii, iar în momentul în care uh, considerați că... Uh, sunteți, cum să vă spun, este ca și cum v-ați băgat în priză, știi, la, știți, la 2.20, nu poți să te bagi la 3.80 sau... În momentul în care prindeți acea frecvență, mergeți pe firul poveștii, s-a încheiat povestea, atunci trecem mai departe. Sunt anumite situații cu care nu aveți cum să rezonați, chiar dacă se potrivesc anumite, anumite elemente, poate nu corespunde anul, poate nu corespunde semnul zodiacal, poate nu corespunde deschiderea fizică, poate nu corespunde locația, locul în care trăiește, în care muncește sau munciți voi în general. De asta spuneam și de asta am venit așa cu această informație pe canal tocmai pentru bine, și mai ales pentru urmăritorii noi, pentru că cei vechi știu despre ce este vorba și deja știu cum etalez și cum povestesc mai ales spuneam pentru urmăritorii noi, asta pentru a vedea clar sau a simți clar încotro se îndreaptă aceste etalări. Etalările pe care le fac eu cu ajutorul minunaților ghii spiritual este un ghidaj, este o călăuzire, este un GPS, un fel de GPS spiritual, astfel încât să puteți să alegeți din opțiunile pe care le exprimă ghizii spiritual prin aceste cărți de oracol, tarot, etc. și mesajele pe care le primesc pe cale intuitivă, să alegeți o cale, calea care vă este vouă necesară, calea care vă trebuie, astfel încât să face, să facem împreună alegeri și să rezolvăm cât mai multe din problemele cu care vă confruntați în situații particulare sunt rezolvări. De asta și vin cu mesaje suplimentare aproape personale în anumite situații, tocmai pentru a clarifica sau a vă clarifica situație. De foarte multe ori, într-adevăr, ne îndreptăm, și aici nu o spun eu, este preluată această afirmație de la minunata Dolores Cannon, pe care o adorci de la mulți evoluații spiritual, care spun că de foarte multe ori ne împotrivim noi ca, mă rog, ființe oameni, ne împotrivim să alegem exact ceea ce nu ne trebuie și nu ni se împlinește. Și atunci, potrivit afirmației, Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt, este necesar, este imperios necesar să Acceptăm, să ne adaptăm și să privim cu încredere și cu uh, toată forța noastră să privim uh, cu încredere în experiențele pe care le primim uneori. Neplăcute, căci din fiecare durere există o, o binecuvântare. Și în felul acesta să rezolvăm problema, să mergem mai departe, să închidem cercul și să ne deschidem către noi uh, oportunități. Dragii mei, uh, cam atât sper că uh, am uh, mai. Uh, rezolvat așa din uh, întrebările voastre pentru că au fost foarte multe întrebări în acest sens și de asta am hotărât să fac acest mic clip cu, cu informații uh, pentru a mă face mult mai, uh, mult mai înțeleasă. Uh, în sfârșit, dacă mai aveți uh, nelămuriri, eu vă aștept să îmi scrieți pe pagina comunității sau la orice clip pentru că eu le preiau chiar și pe Coats uh, for Healing pagina mea de, de Facebook. Uh, nelămuriri, sugestii, recomandări și reclamații, vă aștept acolo. Dragii mei, vă doresc să aveți sărbători frumoase, să fiți înconjurați de multă, multă iubire și binecuvântări cerești. Vă pup și vă iubesc de nu vă vedeți. Numai bine! Pa, pa!